Cea de 57-a ediție a campionatului european de tenis de masă are loc în perioada 11-20 iulie în stațiunea montană Riva del Garda din Italia. La competiție participă sute de sportivi din aproape 50 de țări pe categorii de vârstă. România este reprezentată de lotul de junioare și cadete din acesta, făcând parte și două jucătoare de la CSS Slatina, Diana Lupu și Adina Diaconu. La junioare am avut un parcurs foarte bun, am reușit să ne calificăm până la finală. Am pierdut în semifinală, am pierdut în semifinală la Germania, favorita numărul 1 a competiției. Fetele au jucat foarte bine, în special Lupu Diana, care a reușit să bată pe numărul 2 european, Manz, din Germania. Nu același lucru au reușit și celelalte componente, însă au pierdut foarte strâns la adversarele lor. Am pierdut cu 3-1. Echipa de cadete a țării noastre, la cărei componențe se află și Adina Diaconu, a avut o comportare foarte bună, ajungând în finala campionatului european. Au trecut în semifinală de Germania cu scorul de 3-0, Adina ne pierzând niciun meci și contribuind foarte, cu o contribuție foarte bună la meciul de dublu. Nu am pierdut niciun meci în proba de echipe. În seara asta avem finala cu Rusia la ora 8 și ne dorim foarte mult să câștigăm și să ne menținem titlul de campioane europene. Probele de simplu și dublu din cadrul campionatului european de tenis de masă se vor disputa începând de mâine. Competiția se va încheia duminică pe 20 iulie.